Alegerile prezidențiale vor putea fi organizate în toamna acestui an, în luna septembrie. Curtea Constituțională a respins sesizarea partidului USR la legea care a fost adoptată de parlament în acest sens. În forma adoptată de parlament și care va merge la promulgare, alegerile prezidențiale vor putea fi organizate la începutul lunii septembrie. Mai exact, acestea vor avea loc începând cu data de 15 septembrie, primul tur și 29 septembrie cel de al doilea tur. De asemenea, în data de 8 decembrie se vor desfășura alegerile generale. Judecătorii Curții Constituționale consideră că noua dată a alegerilor prezidențiale poate asigura succesiunea firească a mandatelor, iar timpul este suficient pentru a permite tuturor candidaților politici să se pregătească pentru competiția electorală. În acest context, promulgarea legii de către președintele Claus Iohannis este pasul următor pentru ca alegerile prezidențiale să fie organizate conform noi date stabilite. Mandatul lui Claus Iohannis se încheie pe data de 21 decembrie.